Corpurile persoanelor decedate ar putea fi incinerate și în Republica Moldova. Guvernul a dat undă verde înființării crematoriilor umane, care vor fi similare celor din România și Ucraina. Până în prezent, corpurile moldovenilor decedați erau incinerate la Odessa sau București, anual în țara noastră fiind înregistrate peste 50 de astfel de solicitări. Datele statistice arată că numărul celor care apelează la incinerare este în creștere, mai ales după pandemie. Autoritățile în domeniu susțin că în crematoriile care vor fi deschise în țara noastră, pe lângă cadavrele umane, vor fi incinerate resturi postoperatorii și animalele decedate. Acum când noi în municipiul Chișinău ne extindem cu cimitirile de la est la vest și de la nord la sud, să știți că avem nevoie de acest crematoriu pentru că avem foarte mulți solicitanți care vor incinerarea. Nu se vor elimina acele substanțe chimice care se elimină la descompunerea cadavrelor. Alt motiv că nu ne vom extinde atât de mult cu terenurile cimitirilor. Serviciile de incinerare ar fi mult mai ieftine decât înhumările curente. În același timp, biserica condamnă cu vehemență incinerarea persoanelor decedate. Punctul de vedere al bisericii vis-a-vis de acest proiect de lege nu înseamnă o împotrivire la adresa vreunei decizii luate de către guvern sau de către parlament, ci este o reflectare a învățăturii creștine cu referință la incinerare. Omul, de fapt, după moarte, nu trece în neființă, trece în viața de dincolo și așteaptă învierea cea de obște. Iar cremarea umană reprezintă o denaturare și o anihilare a demnității umane. Majoritatea oamenilor cu care am discutat sunt de acord cu înființarea crematoriului. Decât să folosim pământul, adică în mod greșit cum o folosim în momentul actual, mai bine să profităm de posibilitățile de care le folosesc și alte țări. Ar trebui să aibă posibilitate. Cine dorește? Cine are posibilitate? Eu de mai am loc acolo așa. Acest lucru este unul foarte rău pentru că vine în contradicție cu credința noastră creștin-ortodoxă. Consider că acum nu este cazul să murdărim apele cu rămășițele pământești a omului. Așa, oricum se preface în țărnă, cum spune Biblia. Potrivit documentului aprobat de guvern, crematoriile umane vor putea fi create de către autoritățile publice centrale, locale sau în parteneriate publice-private. Eficiența administrării cimitirilor influențează direct mediul economic și social al unităților administrativ-teritoriale și este o necesitate pentru creșterea gradului de securitate a sănătății publice și a mediului. Crematoriul urmează să fie construit pe teritoriul cimitirului Sfântul Lazar, doar după ce proiectul de lege va fi votat de Parlament. Pe teritoriul municipiului Chișinău sunt amenajate 11 cimitire care se întind pe o suprafață de aproximativ 200 de hectare.